Au rămas fără bunurile agonisite în doar o clipă. Un incendiu puternic a izbucnit marți seara într-un apartament de la etajul 8 al unui bloc din Soroca. Flăcările puternice au mistuit totul în cale. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar focul nu s-a extins și în celelalte locuințe. Potrivit IGSU, cauza preliminară ar fi imprudența în timpul fumatului. Două echipaje de pompieri au intervenit pentru a lichida incendiul. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:09. Pompierii au reușit localizarea arderii către ora 19:47, iar incendiul a fost lichidat la ora 8 seara. Totodată, salvatorii au evacuat oamenii din apartamentele vecine. La nivelul sporit de apel au intervenit încă suplimentar, încă 7 persoane, în total fiind antrenați 15 specialiști, care au fost localizat rapid incendiul dat și au fost evacuate 5 persoane, 2 mături și 3 copii. Asta a plăcat să luăm, au reacționat de pompieri, poliția, urmează să fac expertiza. Cauza finală și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.